a judecii, cine sublinierea de ce a cerut retragerea ordinului Steaua României europarlamentarului Cristian Preda. Consiliul de onoare al ordinului Steaua României urmează să-l audieze, miercuri, pe europarlamentarul Cristian Preda, care a primit această distincție în 2009, pentru a răspunde unui denunț privind defimarea cerii. În prezent, din Consiliul de Onoare al Ordinului Național Steaua României mai fac parte sublinierea se persoane, după demisia din motive de sănătate a academicianului Ionel Haiduc, Costin Georgescu, presubliniere dinte, Constantin Degeratu, Erban Beredi subliniere Teanu, Mircea Geoan, Gabriela Firea, Ecaterina Andronescu. Potrivit hotărârii de guvern numărul 1511 pe 2005, Consiliul de Onoare poate lua o decizie doar în prezent ca jumătate plus unul din membrii săi. Dacă nu vor fi prezenți cel puțin 4 membrii, subliniere din ca de azi, de la ora 1600, se va amâna. Acea subliniere și hotărâre de guvern prevede sublinierea cine poate cere retragerea ordinului, oricare dintre sutele de decizitori actuali. În cazul europarlamentarului Cristian Preda, solicitarea a fost formulată de Gheorghe Tomoial. Tomoial a fost decorat în anul 2000, când era secretar general al Ministerului Lucrurilor Publice sublinierei amenajării teritoriului. Ulterior, acesta a fost secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor, funcție din care a fost eliberat prin pensionare de premierul Celin Popescu Tăriceanu, în anul 2005. Potrivit presubliniere dintelui Consiliului de Onoare al Ordinului Steaua României, Costin Georgescu, motivele invocate de Gheorghe Tomoial pentru retragerea ordinului europarlamentarului Cristian Preda au fost unele afirmații necorespunzătoare la adresa României, la care se adaug solicitarea de suspendare a dreptului de vot al României în Consiliul UE. Conform legii, Consiliul de Onoare formulează o propunere cu privire la retragerea sau păstrarea ordinului, însă decizia finală aparține presubliniere dintelui României. În ciuda dorinței lui Preda de a fi audiat în mod public, legea nu prevede o asemenea procedură. De altfel, potrivit lui Costin Georgescu, nu este vorba despre o judecată, din moment ce membrii Consiliului doar formulează o propunere. Există sublinierea un precedent recent în acest domeniu. Europarlamentarul Tocheslas Zloa a rămas fără ordinul Steaua României, în urma unei solicitări formulate de Corina Crecu. Tochis s-a prezentat cu un avocat la audierea din Consiliul de Onoare, iar ulterior a atacat în instanță, fără succes, decizia de retragere a ordinului.